Bun, găsit, prieteni! Vă salut din nou! Sunt mărmurit de ce am aflat că s-a întâmplat la Urziceni, unde o femeie romă și săracă a fost obligată să nască în curtea spitalului, deși ar fi putut exista personalul adecvat pentru a asigura o naștere normală în spital. Dacă acea femeie ar fost bogată și sau albă și cu studii, cu siguranță că i s-ar fi permis să nască în spital. Teoretic, nu tehnic, tehnic, nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Femeia n-a murit și nici copilul n-a murit. Dar, ca și fapt, ca și fapt, asta trebuie să vă îngrijoreze pe voi conservatorilor, rasismul și clasismul, și sexismul din România și nu o paradă LGBT. Asta trebuie pe voi să vă îngrijoreze, să vă facă să turbați de furie. Cazul de la Urziceni sau alte cazuri asemănătoare cu cazul de la Urziceni. Nu v-am auzit să faceți meeting, să faceți marș împotriva ororilor din azilele groazei, de la voluntari și din alte locuri. În schimb, aș știu să faceți marș împotriva unor oameni care își cer drepturile, drepturile egale, rușine să vă fie. O să revin.